City a Târgu Mureș s-a calificat în semifinalele campionatului național de futsal după victoria de duminică în fața formației Concordia Chiajna cu scorul de 8-1. Succesul din sala sporturilor este al doilea din confruntarea directă. Prima partidă a fost câștigată tot de Târgu Mureșeni în deplasare cu 6-2. Adversara din semifinale va fi stabilită luni seara după a doua confruntare dintre ACS Odorheiul Secuiesc și Clujana Cluj-Napoca. În primul joc, Odorheiul Secuiesc a învins în deplasare cu 5-3. Echipa harghiteană urmează să fie mai mult ca sigur adversarea campionilor de la CTS pentru un loc în semifinale. Primul meci din cadrul semifinalelor campionatului național de futsal dintre campioana CTS Târgu Mureș și ACS Odorheiul Secuiesc se va disputa vineri 13 mai de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Mureș.